Dar și aici nu-i curtea de apel. Nu, dar pe cele curte de apel e paznic. Aha. Dar aici stai aici. A, sunt doi. Doi. Dacă bătei, dar poți rătnești care cu poliția. Azi, nu știu ce ați vrut dumneavoastră asta. La curte de apel sunt. Dar la curte de apel dacă nu lucrează. La poliție. Nu lucrează. Da, că nu-i nimic, clădire. Ia-mă paznicul la curte de apel, domnule. Da, paznic, paznic, este la curte. Ia-mă. Nu mă știu, ia-mă. Ha? Dar cum de acolo se întreabă cu poliția asta, mă fală, ce este? Așa-s două filtre, da? Unul e de la clădire și altul e de la aripa cu curtea de apel. Unul e paramilitar, dar altul e angajat mai. Da, da, da. Bună ziua. Bună ziua. Nu, nu, nu-i niciun rezultat, nu lucrează nimic, nu poate să spun nimic niciun rezultat. Matale, cum îți spune că știu familia Matale? Matale e comunicat informația, tot la polițistul trebuie să identifici și că știi și că dat informația cum lucrează curtea de apel. Din senin, nasă. Azi e sâmbătă, azi e zi. Omule, ești angajat mai ei, trebuie să te prezinți. Și te fandosești atâta? Te întrebat o cetățean, îți plătesc salariul din impozite, cum te numești? Dar nu aș mă întreba. Domn polițist. Domn polițist, treaba mea ta acum, cheamă ea că eu-ți dau matare pe ea și am plecat la ce tot nu lucrează așa. Azi, în ce s-a zis nimic? Trebuie să lucrez după legi. În țara asta văd că cam nimeni nu funcționează. După legi. Angajatul mai e, nici nu vrea să se prezinte. Dar noi așa nu vă prezentați. Oleg Brega mă numesc, jurnalist și activist civic. Acum și de grabă concurent electoral. Vrei să te prezinti și dumneata? Ei, că o știi tot țara și fac angajații mai ei. Poate Recean o să-l mănânci în fund și o să te dea afară, leacă. Că strici imaginea Ministerului de Interne. Da și, trebuie să te prezinți, omule. Când te întreabă un cetățean, trebuie să te prezinți. Mai ales când îi limitezi un drept. Ești obligat prin lege. Deloc nu-s obligat. Habar n-ai înseamnă și drepturi și obligații ai. Rămâneți ar de cap, ești bun de dat afară. Acum să-ți documentez. Domnul Brega, n-aveți intrat. A, da? Da, da. Ia să vedem cum ai să ne închizi ușa în nas. M-a scuzat. Domn Brega, omule, lasă-mă să intru la... Omule, nu trage ca ai să răspunzi. Da, ia-ți picior, vreau domnule. Să intru la curtea de apel. Domn polițist. Băi, m-ai lovit, înțelegi? Dă-te într-o parte. La o parte. Eu vreau să intru la curtea de apel. Dacă nu-i nimeni azi și așa... Vreau să văd cum nu-i nimeni. Dar cine să vezi tu? Taman să văd cum nu-i nimeni. Nu-i nimeni, domnule, spun. Dă-te la o parte. Nu pune mâna pe mine ca ai să răspunzi. Eu vreau... Dă-te la o parte. Față de poliție mă bați, angajat mai ei, dă-te într-o parte. Te-am bătut eu. Lasă-mă să intru, m-ai lovit. M-ai lovit și la picior și la burtă. Eu n-am văzut. Dă-te într-o parte. Domn polițist, de asta, domnul Brega, de te rog la o parte să închid ușa. Eu vreau să intru. N-ai drept să intri. De ce n-am drept să intri? Nu-i nimeni. Vreau să văd cum nu-i nimeni. Vreau să văd cum nu-i nimeni. Aici ți afară și gata, și strânați. Recean, demisia. Reforma ta s-a făcut de râs. Și toată guvernarea s-a făcut de râs. Cu așa ienși, sălbatici și primitivi.